prieteni, și bine v-am regăsit la Vedete Fără Secrete. Ca de fiecare dată, suntem trup și suflet pentru dumneavoastră cu întreaga echipă Busuioc TV. Cu muzica aleasă, cu emoții frumoase, pozitive și, bineînțeles, cei mai îndrăgiți și frumoși artiști ai țării. Haideți, dacă sunteți curioși, să vă prezint invitata mea de astăzi. Poartă mereu în suflet vârsta tinereții. Are energie nelimitată, creativă și întotdeauna extra pozitivă, frumoasa și talentata Cezara. Întâmpinați-o, interpreta și prezentatoarea noastră dragă. Bună seara, Dănița. Bună seara, bine ai venit și revenit. Mi-a plăcut cum ai prezentat, pentru că într-adevăr mă bucur. Cât mă bucur, meriți. Într-adevăr mă simt așa în suflet plină de optimism, tânăr. Da, bine, nu o să mă laud eu, da. Și sunt pentru prima dată aici în casa noastră, casa voastră nouă la Busuioc. Serios? Da, pentru că n-am mai fost. Vezi că noi, dacă ne întâlnim la alte evenimente publice și private, noi și uităm că nu ne vedem prea des. Trebuie să corectăm chestia asta. Și la Busuioc. Mi-am părea că ne vedem și aici de multe ori, nu știu de ce. Dar și la Radu te aștept cu mult, mult drag. Da, apropo de asta, că am zis mai sus că este interpreta dragă și prezentatoare dragă, pentru că Cezara de mulți ani face radio și găzduiește artiștii dragi ai țării la una dintre cele mai frumoase emisiuni. Mulțumim, Dănița, da, într-adevăr așa e și te aștept cu mult drag și acolo. La Teleradio Moldova ești. Da. Putem să vorbim liber. Sunt la Astăzi, Radio Moldova. Astăzi la vorbim liber la toate TV. Sunt la Radio Moldova, de fapt compania publică Teleradio Moldova, de câțiva ani, bunicei, și s-au produs unele schimbări și să știi că mie aceste schimbări îmi plac, pentru că și avem un alt concept de emisiune și eu sper că sunt dragi ascultătorului nostru fidel. Da, până ca să revenim la acest subiect, ziceam mai sus că porți în suflet mereu vârsta tinereții și tu ai zis că ți-a plăcut prezentarea și aici aș vrea să adaug un lucru. Pe tine, Ani, știi că nu te schimbă. Tu rămâi aceeași Cezara. Da, rămân aceeași Cezara în tânără suflet. Tânără și neliniștită. Da. Ei, acum deja un pic mai liniștită, da? Tânără și un pic mai liniștită. Și un pic mai liniștită. Un pic uleț mai liniștită. S-a schimbat puțin și repertoriul, da? Da, s-a schimbat și repertoriul, după cum vezi că am venit îmbrăcat absolut altfel. Și să știi că mie îmi place și să fac și unele schimbări. Și chiar înainte de emisiune ți-am zis, uite, eu astăzi am venit cu părul drept, nu mi l-am ondulat cum îl ondulez de fiecare dată și te-am văzut pe tine cu părul ondulat și am zis că bine că am venit cu părul drept. Dar îmi place că și această schimbare. Aici. Da, dar și îmi place această schimbare pentru că este anul când se poartă părul ondulat. Da. Păi nu știu că eu te văd ba așa, ba așa, nici nu pot să zic când te văd mai des și cum te văd mai des. Până la urmă este firesc ca artiștii să sufere să facă schimbări. Da. De la o ori radical, la ori nu. Vezi că e eu okay. Până la urmă nu chiar tot radical o fac, pentru că mai las podaba capilară să fie lungă cât mai am această posibilitate și cât timp o să pot să fac, să fac acest lucru să fie lungă, o să fie lungă. Da, apropo de asta, că tu ai fost întotdeauna interpreta cu cel mai lung păr. Da, cu de la noi din Moldova. Părul de foc. Da, de la noi din Moldova ai fost întotdeauna cu cea mai lungă podabă capilară. Acum mai sunt două, trei colegi de ale mele care poartă părul lung, dar eu am fost prima. Poți să zic acum? Da, sigur. Păi Irina Kovalski. Aha, și mai e și cineva Irina din muzică populară. Mai e Aha, cineva am înțeles, din muzică că populară. Nu. Mie mi s-a fixat, știi, mi-a rămas fixul ăsta, că Cezara e cu părul lung, știi? Păi da, Cezara până la urmă rămâne Cezara, pentru că așa s-a lansat și așa a rămas felul ei de-a fi. Dar tu nu te-ai gândit, eu întotdeauna am fost o iubitoare și o adeptă a părului lung, deci a părului cu lungime, deși am experimentat tot felul de lucruri. Da, și știu că odată o colegă de-a mea m-a întrebat, hai când treci în rândul fetelor frumoase, părul scurt. Adică figurile frumoase cu părul scurt. Da, nu era o ofensă, era o glumă, știi? Da. Cu părul scurt, că toate au trecut la păr scurt și ai enumerat câteva colegi. Și nu mai țin minte exact că, cu părul lung, că s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă și nu mai țin minte pe cine ai enumerat. Uite, aia și-a tăiat părul, aia și-a tăiat părul. Tu când vii în gașca noastră, într-un fel? Și mă întrebam dacă te-ai gândit tu vreodată să mergi în gașca fetelor cu părul scurt. Da, dar să știi că cu părul scurt chiar am fost, apropo, la tine în emisiune cu părul scurt, era până la sâniat, așa. Dar oricum era tot. Oricum e lungime, nu? Era chiar până deci părul
scurt e așa sau și mai scurt, știi? Pentru mine ăsta e scurt, îți dai seama dacă eu îl am până la... Da. Până la fețe, așa? Da, până la fețe. De aceasta dacă până eu fețe. Chiar am... Până la fețele care nu-ți față. Okay. Și am venit cu o schimbare totală, dacă ți amintești. Probabil nu ți amintești. Da, știu. Nu, ba da. Și eram cu părul așa chiar până la... Cine te-a dus atunci, soțul? Nu, eu. Tu eu simt? Am zis, aole, da, eu am venit și am zis că eu în genere vreau o schimbare total până aici. Și el a zis, du și bea o cafea, te relaxezi jumătate de oră, după care vii și discutăm la capitolul ăsta, da. M-am plimbat eu jumătate de oră, nu știu ce m-am gândit, am mai luat o cafea, după care el vin și el mă întreabă cum, la ce te-ai gândit. Da, eu zic, până aici și gata. Mm. Și el, nu, hai, nici pentru tine, nici pentru mine, faci să fie până la sâni. Eu zic, ok, hai până la sâni. Merge așa. Și să știi că l-am purtat așa o lună și am zis, eu vreau părul lung înapoi. Și a crescut într-un an. A crescut într-un an și am zis că nu, ăsta e felul meu de a fi, ăsta e Cezara. Și apropo, numele Cezara înseamnă plete lungi. Ai văzut? Da, și am zis că eu trebuie să rămân... Are și Cezarelu părul un pic așa mai... Da, un picuț mai lăbut așa mai. A fost o perioadă, acum nu, pentru că transpiră foarte des și merge la sport și permanent trebuie să usuc părul cu fenul și nu este comod și din motivul ăsta deocamdată este scurt, dar el vrea părul lung. Dar am zis, mame, să mai crești puțin și atunci când ai să fie așa pe la vreo 18 ani, uite, atunci ne gândim cum și ce facem. Uh-huh. Am zis că o să mai vorbim un pic despre cariera ta în radio și vreau să mă întorc la subiectul acesta. Sărim noi așa ca femeile de la un subiect la altul. Da, că, de ce nu? Că mi-e interesant, mai productiv, vin, nu? Da, așa vin gândurile și întrebările. Tu cum ai ajuns să faci radio? Că tu ai cumva un spate bun, să zic, sau un exemplu bun, demn de admirație și demn de urmat. Te-a inspirat în sensul acesta? Să știi că eu de mic copil m-a inspirat tata și cum venea el pe timpuri cu bobinele alea, pentru că înainte nu era aparataj bun, dar erau bobine și țin minte ultima bobină care am văzut-o la tata când a venit acasă cu bobine, da? Era așa un fel de pătrat și cu două bobine așa mari și cu un microfon. Și mi-amintesc că orică era ziua mea, orică era un eveniment, pentru că erau și colegii mei acasă la noi și eu am luat microfonul și la un moment dat am imprimat pe casetă și vineam tot la ei, vineam și îi acordam niște întrebări, după care îi răspundeam, nu știu ce, și după aia mă ascultam. Uh-huh. Nu știu, o făceam asta intuitiv, nu puteam să zic că mie îmi place chestia asta, știi, atunci. Pentru că eu cântam și pentru mine era prioritate muzica, știi? Și la un moment dat, tata a ascultat, a zis, bine, tu mi-ai șters mie interviul, eu ce mă fac? Dar, vai, de da, capul pentru că pe atunci nu era. De pe mobile. Da, vezi că eu nu știam de lucrul ăsta. El a venit seara, nu știu unde a fost, a pregătit un interviu. Deci, domnul Stahi este tatăl Cezare și este, Victor Stahi, da, și este om de radio, om de cultură și artă. Asta în cazul în care poate cei de acasă n-au înțeles exact despre ce vorbim noi, am simțit nevoia să... Un om dedicat totalmente postului de Radio Moldova și a lucrat mulți ani și continuă să lucreze, să activeze. De când mă țin eu minte. Da, și prezentator și de spectacole. A fost o perioadă și la evenimente, dar acum a lăsat lucrul ăsta și se dedică totalmente doar radioului. Da, să revenim. Dacă ai mâncat peneala, că ești statului pentru că, nu, n-am mâncat pentru că lui tata i-a plăcut ce am făcut atunci pe moment, da? Și a pus interviul, a dat interviul cu Cezara la... Nu, nici într-un caz. Eram... Da, erau prea simple întrebările, știi, pentru un copil. Și după aceasta, peste o perioadă, hai să zic, peste vreo 5-7 ani, poate mai mult, m-au invitat să lucrez la un post TV. Am lucrat acolo vreo aproape 10 ani. Pe lângă postul TV, normal că aveam spectacole și la un moment dat tata a avut niște probleme, da, o perioadă foarte grea am avut atunci. Tata era în spital, m-a chemat și mi-a zis trebuie să ieși în locul meu la o melodie pentru tine, cum era pe timpuri emisiunea aceasta.
Și eu zic, tata, nu, că eu nu pot, eu m-am obișnuit la radio, nu știu... La TV. La TV, da, nu știu cum o să fie la radio. Și el îmi zice, da, dar tu la radio, vii des, am acorzi interviu și televiziune, crede-mă că ai să descurci. Zic, tata, nu știu, nu, ai să te duci. Că trebuie să faci. Da, trebuie să faci lucrul ăsta. Păi, undeva o lună că tata a stat în spital și s-a recuperat, eu am ieșit o lună, și uite, așa s-a pornit toată această, știi, hai să zic, aventură de radio, pentru că atunci era aventură. Eu nu m-am așteptat că o să-mi reușească într-atât de bine, știi? Cu toate că primele două emisii mi-a fost destul de greu. Este greu să treci de la TV la radio. La radio, la TV este mai ușor. Dar de la TV la radio este mult mai greu. De pentru ce? Că la TV, dacă faci o gafă, da, se mai întâmplă în emisie directă, joacă rolul ochii, imaginea, mâinile, poți să gesticulezi, poți să faci, să ieși cumva din încurcătură. La radio nu. E doar la radio vocea. Nu poți minți, mă înțelegi? E doar vocea. Am înțeles, și din momentul când tu la radio nu ai ce spune sau ai o bâlbâială sau nu știu ce, trebuie să dai imediat ori muzică, ori pur și simplu e tăcere, știi? Am înțeles. Și am zis-o clar că la radio trebuie să fii sincer. Dacă nu ești sincer, gata. Ok, și la ce vârstă s-a început cariera ta în radio? Păi, oficial am 10 ani, oficial. 10 ani, oficial, dar neoficial vreo plus minus 15. Așa, hai 14, am da? Am să înțeles. Nu exagerez, e... da? Da, nu, dar e o bucată de viață, e o bucată din viața unui om, până de la urmă. Da, și să știi că eu niciodată nu m-am gândit că o să fac lucrul ăsta, dar până la urmă, uite, așa a fost să fie. Hai să vorbim puțin, pentru că urmează să luăm și un moment artistic, scurtim cu Cezara, despre melodia nouă, cu virgulă, care ai venit tu astăzi. Ionele, Ionele, și apropo, este o schimbare totală și ți-am zis și la începutul interviului că... Stai puțin, un pic, vreau să fac o paranteză. De ce zici tu că e o schimbare totală? Că eu pe tine te percep în toate stilurile, de la rocker, te-am văzut de la rocker, până la melodii tip chanson și până la melodii stilizate folclorice. De ce zici că e o schimbare totală? Păi e o schimbare totală, nu vezi că radiez, nu vezi că o perioadă parcă a fost în tăcere și pentru că mi-am dorit să caut ceva și să găsesc ceva. E ca o revenire bun, cumva să zic. Da, și oricum e ceva nou pentru mine și oricum e ceva nou și pentru public. Țărișoara noastră și pentru publicul nostru, pentru că este un stil aparte, este un stil care la noi nu prea s-a cântat, dar eu întotdeauna caut ceva care nu știu, care nu s-a cântat. Uh-huh. Uite, așa sunt eu. Eu trebuie să vin cu ceva nou permanent. Știi la ce mă refeream anume, ca să nu-mi iei nume de rău? Mă refeream că eu întotdeauna te-am văzut pe tine foarte diferită și atunci când tu vii cu un proiect, chiar dacă el este nou, pentru mine este cumva pe cât de interesant, pe atât de așteptat, pentru că eu știu că Cezara nu poate să stea pe loc. Ea întotdeauna vrea să redescopere. Da, eu sunt da, de căutare. Da, exact, despre asta și vorbeam. Și sunt de căutare în tot absolut. Și să știi că contează foarte mult omul întâlnit în perioada productivă și bună a ta. Deci am avut o perioadă așa mai grea, zic eu. De ce? În muzică, pentru că eu nu știam ce-mi doresc, eu nu știam unde să o apuc, uh-huh, eu nu știam ce înțeles. Să cânt. O mică pauză de creație, cum ar veni. Da, o mică pauză ca să înțeleg ce-mi doresc eu. Și în momentul când eu nu știam ce vreau și zic până aici punctul, trebuie să fac o schimbare, s-a produs schimbarea în radio și am zis că bine, acolo s-a produs, acum trebuie să se producă o schimbare și în muzică, pentru că nu pot să stau pe loc. Și la un moment dat, atunci când deja eram disperată și zic nu găsesc nimic, ce să mai fac, nu mai pot, l-am întâlnit pe Ioane Strate și el a fost cel care mi-a propus această melodie. De fapt, mi-a propus mult mai multe melodii și datorită lui mi-a schimbat unele concepții, mi-a schimbat și în gândire, mi-a schimbat, nu știu, mi-a dat o doză de fericire, să zic eu, pentru că atunci când găsești cineva pe cineva care vrea să te ajute, ca să mă înțelegi corect, care te împinge cumva și zice hai fato, sau te ajută să faci lucrul ăsta, te ajută să zbori cât de cât. Asta este foarte important pentru, da, special pentru femei. Deci da. Cumva te inspiră.
Te inspiră, vezi că te inspiră el, să faci un pas. Da, el m-a inspirat să fac un pas cumva, să mă ridic și să ies să cânt absolut altceva și într-un fel oarecare să radiez în muzică, ca să mă înțelegi corect. Te înțeleg foarte bine și sunt de părerea, te înțeleg mai bine decât îți poți imagina. Sper că ne înțeleg și cei de acasă. Normal că ne înțeleg. Este, dacă fiecare dintre noi avem momente în care ne desumflăm, indiferent de domeniul de activitate. Și atunci e nevoie de un om, de o forță, de ceva. Și nu este neapărat un om. Poate da, să de fie o forță, și... de ceva acolo, da. Care să te inspire și să... Să-ți dea un impuls, da, știi? Să te ajute să vrei să mergi. Pentru că la un moment dat eu am spus, gata, eu nu mai vreau, eu nu știu ce să fac, eu nu știu ce să cânt, eu nu știu unde să mă duc și uite când am zis, cum nu știu unde să te duci, vină la noi, că noi te așteptăm cu drag oricând. Și când am zis, gata, uite, mi-a apărut în care și ai văzut că ai făcut, ți-a venit domnul Ion în cale, ai luat piesa, ai făcut piesa și după asta s-a început prezentarea piesei și din una în alta. Nu, că am lucrat foarte mult la această piesă pentru că nu găseam cam aranjamentul care îmi trebuie mie, nu găseam stilistica care vreau eu, deci destul de greu a fost ca să lucrăm împreună. Și apropo, vreau să-i mulțumesc lui Ion Strate pentru că Ion este cel care a scris această piesă. Muzica aparține lui, textul Valentin Delinski, care știe cum să aducă un text ca să fie mai cochet și mai interesant și mai vesel, și aranjamentul Sergiu Cabătut, care îi mulțumesc pentru răbdare. Am lucrat împreună și am produs o piesă diferită și apropo urmează și a doua la fel în acest stil. Hai să ascultăm piesa că am ieșit Ionele, Ionele. Am ieșit de mult din prima parte a emisiunii, ca de fiecare dată la emisiunea asta am de fiecare dată aceeași problemă. Invitați interesanți cu care nu te mai saturi de vorbă, dar nici nu te saturi să îi privești și să îi asculți. Vă cântă chiar la această clipă cu drag Cezara. Să
aplauze, prieteni, felicitări pentru piesă și Merci. Cât mai mulți ascultători fideli, admiratori. Așa să fie și să mergem cu dreptul pe mai departe. Nu ține cont numai de mine, dar și de tine, dar și pentru toți colegii mei. Așa să fie la toată lumea. Am înțeles deja din prima parte a interviului că mai urmează colaborări în această, da. Cu această echipă. Mult spor și așteptăm să le auzim în primul rând aici la Vedete Fără Secrete. Cu drag. O să vin să lansez cea de-a doua piesă care, uite, se urmează. Coace. Se coace. Se coace. Doamne, să se vadă lumina zilei cât mai curând. Să trecem un pic și la viața ta de om, de om simplu, nu de om de scenă, om de artă, om de creație, că acolo e întotdeauna tumultos și cu multe, multe emoții de tot soiul. Da, și viața de familie, la fel, crede-mă că este foarte tumultos. Cum e viața voastră de familie? Foarte colorată. Uneori e în tăcere, dar alte ori e prea colorată. Depinde de sezon, depinde cum mă trezesc eu, depinde cum Cezara meu a venit de la școală și ce note a luat, dacă învață sau nu învață. Ieri chiar, apropo, l-am dus așa foarte cu desila la sport când vroia să meargă, dar asta e, eu sunt impulsivă, energică, deci și băiatul meu trebuie să fie la fel, da. Îți mai rămâne timp și să ți îndeplinești rolul de mamă gospodină, să mai faci mâncare la bărbații tăi, să le mai acorzi și timp sau te ocupi toată ziua cu frumusețea ta de artistă și cu activitățile tale de carieră? Mă ocup de toate și trebuie să reușesc și aici. Chiar de multe ori mă ajută și soțul meu pentru că gata, spre seară, eu zic nu mai pot, nu mai reușesc. Deci și le zic, voi sunteți deja mari. Cezar, tu ai 10 sunteți, ani. Sunteți băieți mari amândoi. Ai deschis frigiderul, ce ai găsit, hai, ai mâncat. Dacă ceva nu-ți place sau nu-ți ajunge, ai luat și ți-ai făcut, pentru că deja este timpul. De 10 ani am avut, chiar a fost mamă foarte, foarte atentă și minuțioasă. Ai gătit mult? Normal, normal, deci că am doi băieți în casă. Ești ok cu gătitul, da? Nu pot să zic că sunt ok cu gătitul. Fiecare femeie este ok cu gătitul atunci când are o familie. Și eu mă strădui așa, foarte repede să fac mâncare. Mie nu-mi place să stau foarte mult, am înțeles. Să fac, știi, sau mie nu-mi plac mâncărurile astea foarte sofisticate. Nici la gust, nici la gust nu-mi place așa. Mie îmi place așa, ori sărat, ori piperat, ori, mă înțelegi, sau cum este fructă cu legume. Nu, categoric. Eu mănânc ori legume, ori fructe. Am înțeles. Dar băieții au și ei poftele lor. Au poftele lor. Dar îi mai învăț să-și mai pună câteodată pofta în cui, pentru că, da, pentru că acum eu vreau să slăbesc și copilul meu tot cam îl țin pe o cură de slăbire. Cum, de ce? Pentru că era mai slabă cu vreo 8 kg și acum trebuie să... am dat 4 și acum mai am 7. Și succes. încet. Dar cum faci asta? Cu regim alimentar? Regim special, da. Pentru mine, personalizat. Deci nu calci nimic. Am încărcat acum din sărbători și îmi pare foarte rău și vreau să revin. Cunoscută situație, da, pentru toate înțelegi, femeile care te aud, crede-mă, da. Chiar și pentru toate cele care ne urmăresc acum. Dar eu sunt de părerea că chiar dacă, uite, îți vine poftă de ceva și nu mai poți și nu mai vrei și vrei să-l mănânci, mănânci. Dar să mănânci puțin. Până la urmă trebuie să fim sănătoși în primul și în primul rând, știi cum puțin, e. Mănânci, am puțin. Eu un foarte bun prieten care zice, principalul mai mult de 120, nu fii. Știi, da? E bună și ajută, da, e bună asta și ajută chestia. Bine că nu zice principalul mai puțin de mai mult de principalul mai puțin de 120, nu fie. Ai, nu. Să fie 120 aici plus, știi? Stai, Dunița, tu ai un plus, că ești înaltă. Aha. Dar femeile care nu sunt înalte e mai complicată. Deci cu cât ești mai josuță, cu atât trebuie să ții o cură de slăbire mult mai drastic. Așa, bun. Fetele ne înțeleg perfect și știu despre ce vorbim. Dar și bărbații ne înțeleg. Da, dar crede-mi. Să știți că e important este să avem frumusețe sufletească și să avem energie de toate. Pozitivă de toate. Și sănătate. Și în rest cu corpul să facem ce știm noi că e mai bine pentru... Da, dar dacă ești sănătoasă, atunci și exact, corpul este exact, sănătos. Exact, contează. Armonie între trup și suflet. Sunt absolut de acord cu tine. Ultima întrebare pe final și cât mai repede posibil, dar nu pot să nu te întreb. Ce așteptări ai de la anul acesta? Eu deja nu mai fac planuri. Să fiu fericită. Hmm. Da. Frumos.
să fiu fericită, pentru că deja nu mai plac discursurile astea pompoase, filosofice, pentru că toată filosofia mea este în mine, aici, în meditații, și asta e ce-mi doresc. Dar cuvântul ăsta fericire înseamnă și sănătate, și de toate, și în carieră. Deci dacă ești fericită, dacă radiezi, asta e cel mai important. Și să te împaci cu sine însuți. Mulțumesc din toată inima pentru discuție, pentru sinceritate. Mă bucur să te revăd. Și eu mă bucur să ne revedem aici. Să știi că ești mereu binevenită. Cu drag. Cum ai piesa nouă despre care am vorbit, așteptăm să ne prezinți. Ne-am înțeles. Și un an cu multă fericire, precum îți dorești tu, să te văd întotdeauna așa, luminoasă și radiant și plină de energie. Să dea Dumnezeu. Să ne fie cu dreptul în 2023. Și acum, pe final de emisiune, prieteni, o să mai avem un moment artistic cu Cezara, ce urmărim, ce ascultăm? Videoclipul, ultimul meu videoclip lansat, și nu e ultimul, adică am în vedere că ultimul care l-am lansat, l-am filmat. Ultimul care a fost lansat, exact. Da, mai urmează și altele. Eu aleg Florile, muzica Adrian Beldiman și text Renata Verejanu, la care la fel țin enorm de mult. E o piesă așa mai folk, pop, și este aproape și ea de sufletul meu. Mulțumim din suflet încă o dată, până data viitoare. Cu drag! Dragi telespectatori, vă îmbrățișăm încă o dată cu mult drag și multă căldură, încă o dată ca de fiecare dată vorba aia, și nu uitați că sunteți întotdeauna bineveniți aici la Busuioc TV, la Vedete Fără Secrete și la toate emisiunile noastre frumoase. Iar pe final de emisiune, după cum v-am promis, rămâneți în compania interpretei dragi, Cezara. Pe curând! Flor de dor, să mă știu, iubite, aș vrea.